Salutare, dragii mei! Sunt Roxana Nica și spun bine ați venit în lumea tinerilor cu poftă de schimbare. În emisiunea de astăzi vorbim despre sărbătorile de iarnă. Sărbătorile de iarnă sunt cele mai frumoase de peste an, dar puțini sunt cei care cunosc originile și rolul acestora. Tocmai de aceea am stat de vorbă cu Cornel Bălosu, șeful secției de etnografie de la Muzeul Olteniei, care ne-a explicat care este rolul sărbătorilor de iarnă în cultura populară română. Pofta de sărbătoare nu dispare niciodată, indiferent de secol. Și că omul, în general, simte nevoia să penduleze între timpul cotidian, timpul în care lucrezi, timpul în care muncești și să treacă apoi cu extaz către timpul sărbătorii. Este firesc pentru că la un moment dat tensiunea acumulată în timpul cotidian trebuie eliminată prin sărbătoare. Sărbătoarea are mai multe permisiuni decât timpul celălalt. Da? Să nu uităm totuși că sărbătoarea, cum zicea și Mircea Eliade, trimite la un moment dat la structuri foarte vechi, illo tempore, zicea Mircea Eliade, și că foarte multe semne și simboluri din sărbătoare sunt foarte vechi. E adevărat că în timp ele se modifică, ele se înveșmântează altfel, rămâne doar, rămâne doar un semn că această sărbătoare este foarte, foarte, foarte veche. În rest, cum vedeți și dumneavoastră, totul se transformă. Sfântul Valentin a devenit altceva decât era înainte. Apoi, relația cu Dragobete este o chestiune recentă. Asta ca să facem o trimitere la structura sărbătorii, da. Și la felul că ea nu este bătută în cuie la un moment dat. Tradiția, când zicem tradiție, zicem preluarea unor formule culturale, rituale, din vechime, dar la un moment dat să știți că tradiția este și trădătoare. Voi ați renunțat, spre exemplu, tinerii ați renunțat foarte repede la anumite structuri și v-ați mulat pe altele. Este firesc, până și societatea se schimbă, totul se schimbă la un moment dat, totul este în mișcare. Dar să revenim la ideea de sărbătoare. Ideea de sărbătoare, așa cum vă spuneam, implică un alt timp. Implică o prefacere. Iar prefacerea asta trimite și la spațiu și la timp. Și mai mult decât atât, trimite la suflet. Trimite la ideea de transformare, de altă viziune, de altă trăire. În sărbătoare suntem sentimentali, ne dăm la excese, simțim mai bine relația cu comunitatea, cu semenii și cu Dumnezeu. De ce credeți că suntem mai sentimentali în ajunul sărbătorilor, în preajma lor? Pentru că ne îmbrăcăm altfel, pentru că gândim altfel, da? Pentru că ne pregătim, pentru că ne înveșmântăm altfel, pentru că ne creăm prietenii și simțim, reluăm relațiile odată familiale, reluăm relațiile cu prietenii, reluăm relația cu comunitatea întreagă, da? Mai mult decât atât, tot spațiul se primenește, timpul de asemenea, orașul de asemenea, după cum vedeți, orașul chiar este provocator, pentru că mâncăm altfel, pentru că mirosurile sunt altele, pentru că facem bradul de Crăciun, pentru că tăiem porcul, pentru că. Este altceva. De la Cornel Bălosu aflăm care este legenda bradului împodobit, dar și a cadourilor pe care copiii le găsesc în ajunul Crăciunului sub acesta. În secolul al XIX-lea, la sat nu se împodobea bradul. Însă era obiceiul să fie ars un butuc.
se pare că se numea Carciun. Cârciun. Se pare că unii lingviști susțin că termenul de Crăciun ar veni de aici. De la butucul care se ardea sistematic, care simboliza de fapt o trecere și un mare eveniment. Sunt alte teorii care spun că, și cred că sunt reale, că numele Marii Sărbători provine din Creationem, așa spune Alexandru, academicianul Alexandru Rossetti. Alții susțin că vine din Carnationem, adică mâncare de carne, da? Dezlegarea la carne. Revenind la Brad, el, vreau să vă spun că are o simbolică foarte interesantă în cultura populară românească. Sub Brad s-a născut Iisus. Este foarte interesant. Aici, mă rog, trebuie să dezlegăm toate sensurile semantice ale acestei nașteri pe care le regăsim în colind, în textele de colind. De asemenea, bradul are o structură sfântă. Sfântă. Prin urmare, există în cultura română semne că bradul ar fi fost foarte, foarte important. Dar ideea de brad și de împodobire apare la începutul secolului al XX-lea în spațiile urbane și este un împrumut. Iar împodobirea ține de ceea ce vă spuneam, de ideea de sărbătoare și de ideea de dăruire. Pentru că toată această sărbătoare, care începe cu Sfântul Nicolae și se încheie cu Boboteaza, este o sărbătoare în care darul devine foarte, foarte important. Tocmai din ideea comunicării între oameni și din reînnodarea relațiilor sociale, în primul rând familiale, apoi înțelegerea cu și reînnodarea relațiilor cu ulița, cu comunitatea și, cum vă spuneam, cu Dumnezeu. Este o trinitate, să zicem, simbolică, fără de care omul ar fi singur. Și vreau să vă spun că, în general, structurile comunitare nu credeau în singurătate. Și, mai mult decât atât, nu credeau în ceea ce modernitatea trimite la alienare, pur și simplu. Omul singur este un om alienat. Nu, structurile tradiționale omenești n-au fost niciodată alienate. Bradul este un simbol, chiar dacă este preluat, cum să spun, trimite la ideea de sărbătoare, cum vă spuneam, așezarea sub brad poate avea foarte multe sensuri, pentru că de cele mai multe ori cadourile se desfac sub brad și așa se și zice, sub brad, așa cum s-a născut și cum spune și colinda și legenda, da? Iisus a născut sub brad și a fost ocrotit de brad. Și prin urmare, cum să spun, acest alt fel de timp, da, există denumiri pentru asta în toată lumea, acest alt fel de timp, și în germană, și în franceză, și așa mai departe, nu intrăm în amănunte. În acest alt fel de timp, omul este și el altul, așa cum vă spuneam, primenit, curat. Dar de dat la excese, la excese alimentare, și de altă natură, pentru că în sărbătoare se poate spune că aproape totul este permis. Foarte important înainte de sărbătorile de iarnă este postul Crăciunului. De la Cornel Bălosu aflăm cum mai simt tinerii sărbătorile de iarnă. Postul, în primul rând, ne reamintește de faptul că sărbătoarea este, în primul rând, dacă vreți, una religioasă și că prăznuirea ei trebuie făcută după un post de 6 săptămâni. Nu e postul cel mai mare, postul Crăciunului, cel mai mare este postul Paștelui de 7 săptămâni, da? Pentru a ne readuce aminte că suntem creștini și că suntem ortodoxi și că relația noastră cu Iisus în această conjunctură este una fundamentală pentru a ne defini și pentru a ne identifica. Tinerii sunt cei care fac viața până la urmă.
se și vede și care au dreptul să se pronunțe. Alminteri au și făcut-o. S-au pronunțat. Și se pronunță. Și e foarte bine că se pronunță. Cu siguranță că trăiesc sărbătoarea. Poate nu la fel cum o trăiam eu la vârsta lor, dar o trăiesc cu siguranță. Nu li se poate reproșa absolut nimic, pentru că lumea este în schimbare. Acum vreo 15 ani, o doamnă ministresă, mă rog, secretar în ministerul, așa, voia să reînființeze hora satului. Foarte bine, foarte frumos. Numai că trebuie să-i convingi pe copiii îmbrăcați în blugi că trebuie să vină la horă, îmbrăcați în costum popular pe care nu le mai au, să joace hora satului. Nu se poate. Nu se mai poate. Dar și ei participă la sărbătoare, așa cum am participat și eu, spre exemplu, cu aceleași gânduri și cu aceleași sentimente. Tăierea porcului la țară este foarte importantă, ideea de sacrificiu, mersul și sărutatul mâinii părinților, întâlnirea cu prietenii, colindatul, formele de colindat care sunt, măștile, și la oraș și la sat. Și la oraș și la sat. Tot ce ține de împodobire, de pomii pe care îi vedem în așa, brazii, lumina și așa mai departe. Totul trimite la ceea ce vă spuneam, altceva. Din materialul următor aflăm care este legenda lui Moș Crăciun. Trebuie să spunem că este povestea religioasă a Maicii Domnului care a fost ajutată să nască de către Crăciunița, soția lui Moș Crăciun. Dacă Moș Crăciun a vrut ca soția sa să rămână fără mâini, ei bine, Maica Domnului i-a redat mâini de aur. Legenda lui Crăciun este o legendă foarte interesantă. A zice eu pentru că este fundamentală în ceea ce privește ideea de, de convertire. Legendele spun că Crăciun avea și o soție, o se numea Crăciunița, erau în vârstă. Și Maica Domnului, în perioada când este izgonită și trebuie să fugă, da, ajunge la curtea lui Crăciun. Și Crăciunița o adăpostește. Și Maica Domnului naște în iesle, așa cum vedeți și dumneavoastră în iconografia creștină, da, ocrotită și încălzită de nici de oi, nici de capre, ci de boi și de vaci. Da? De asta se pare că aceste animale sunt binecuvântate de Dumnezeu. Dar bătrânul Crăciun, atunci când află că Crăciunița lui a sprijinit-o și a ajutat-o pe Maica Domnului, o cheamă la el și îi taie mâinile. Legenda este, da, este cruntă, într-adevăr. Numai că atunci când bătrânul Crăciun ajunge și el să o vadă pe Maica Domnului cu pruncul, își dă seama că a comis o faptă reprobabilă și monstruoasă. Dar Maica Domnului, atunci când i-a făcut prima baie lui Iisus, a rugat-o pe Crăciunița să-și bage cioturile fără palme și le bage în scaldă și au crescut mâini de aur Crăciuniței. Da. Și de aici s-a convertit și necredinciosul Moș Crăciun. Da. Asta este legenda care apare în textele folclorice, în legende, dar și în colind. În cele ce urmează, aflăm de ce Moș Crăciun a fost supranumit Moș Gerilă în timpul comunismului. A fost o perioadă ateie, după cum știți și dumneavoastră. Nu mai puteai să spui Moș Crăciun, cu toate că personajul, v-am spus, este unul laic, da?
nu face parte, să zicem, dintre sfinții. Nu există un Sfânt Crăciun, nu există. Dar într-o perioadă în care se încerca să se vorbească despre, știu eu, despre faptul că omul nu mai trebuie să gândească în anumite forțe, da, și nici în Dumnezeu, atunci sigur că s-a reinventat și s-a reformulat și Moș Crăciun a devenit Moș Gerilă, pentru că lumea simțea nevoia. Deci oricum el exista și hainele erau aceleași. Da. Numai denumirea era alta. Era fost o păcăleală până la urmă și oamenii chiar s-au păcălit. Ideologii s-au păcălit. Pentru că până la urmă toată lumea știa că la Crăciun sărbătoarea trimite la nașterea lui Iisus și toată lumea se ducea la biserică așa cum și la Paști. Toată lumea se ducea să asiste și să treacă pe sub masă, să fie părtașe la sacrificiul lui Iisus, făcut pentru oameni până la urmă, nu? Da? De ce s-a ales Moș Gerilă, adică, și nu altceva? Până la urmă să știți că alegerea a fost interesantă cu trimitere la iarnă, dar și la ideea de renii, că apăreau și atunci, apăreau renii, chiar țin minte. Da, a fost interesantă. Cine a găsit formula asta a fost un om inteligent. Dacă Moș Crăciun nu are corespondent în lumea religioasă, ei bine, Moș Nicolae are. Sfântul Nicolae a salvat 3 fete de la prostituție. Tatăl lor a vrut, împins de sărăcie, să le convingă să se prostitueze, iar Moș Nicolae, aflând de această faptă, a aruncat în ograda acestora o pungă cu galbeni. Moș Nicolae are, sigur că da. În primul rând că este un personaj real. El este un personaj real, el este cel care i-a altoit două palme într-o perioadă de iconoclasm, într-o perioadă în care au existat anumite erezii, să zicem, de desfințare și de renunțare la ideea de icoană, da? În perioada arianismului, Nicolae, care era episcop, i-a ars două palme, în plin conciliu i-a ars două palme ereticului Arie, da? Și de aici se pare că acest sfânt, care este foarte darnic, el este dăruitorul, da? Însă uneori este și pedepsitor. De aici Moș Nicolae vine și cu darul, dar vine și cu nuielușa. Da, adică este un personaj foarte interesant, în primul rând, că este un apărător, este un mediator, de fapt. Sfinții în toată cultura română și nu numai în cultura noastră, în toate culturile monoteiste, Sfântul, și nu mă refer numai la creștinism, mă refer și la altele, Sfântul este cel care mediază relația omului cu divinitatea. El este cel care îi ajută pe oameni să se înalțe, da? El este cel care îi ajută pe oameni în condițiile grele sociale. Legenda spune în felul următor că un sărman avea 3 fete foarte frumoase și foarte cuminți, dar erau atât de săraci încât a fost nevoit la un moment dat să-și îndemne fetele să treacă la prima meserie a femeii de pe lume. Da? Știți care este asta. Și atunci Sfântul a aflat, da, și s-a îngrozit de ceea ce se punea la cale cu aceste 3 fete care urmau să devină prostituate și a aruncat în casa sărmanului, da, disperat și el al minteri, o pungă cu galbeni. Ca să-l scoată din sărăcie și ca să-l ajute și ca să-l ajute și pe fete. Și se spune, legenda mai spune, că toate fetele au devenit credincioase și s-au călugărit. Da. Asta este legenda. Alminteri, ca personaj, Sfântul Nicolae este apărătorul tuturor. Tuturor. Este apărătorul până și al hoților. Pentru că și hoții, precum Crăciun, pot fi convertiți la bine,
la bine. De ce se pun cadouri în ghete de Moș Nicolae? Păi gheata este, cum să spun, gheata este un fel de sân la un moment dat și are o latură intimă cu persoana respectivă, ca și cu ciorapul. Adică se pun fiecărui, se dă un anumit dar. Ciorapul și gheata au această încărcătură simbolică. Țin de intimitate, da. Și e și spațiul unde, cum să spun, spațiul în care poți să pui obiectele. Și dacă sărbătorile de iarnă mai că ne bat la ușă, copiii știu deja ce să le ceară moșilor. Tot timpul moșii le-au îndeplinit dorințele și le-au adus ce și-au dorit. Așa că acestora nu le mai rămâne decât să facă scrisoarea și să o expedieze cât mai repede la adresa moșului. Ce vrei tu să-ți aducă Moș Crăciun anul acesta? Păi eu aș vrea anul acesta să-mi aducă o chitară și niște haine. Îți place să cânți la chitară? Da, îmi place. I-ai făcut scrisoare deja moșului? Nu i-am făcut, dar sper să reușesc să-i fac. De la Moș Nicolae mi-aș dori să am o pereche de cizme și câteva dulciuri. Ai început să împodobești bradul sau mai aștepți? Mai aștept. Ce-ți dorești tu de Moș Crăciun? De Moș Crăciun? Un telefon, niște dulciuri și niște fructe. I-ai făcut deja scrisorică? Da. Și de Moș Nicolae? Mhm, da. De Moș Nicolae ce-ți dorești? Ciocolată și tot fructe, nu prea am ce. Eu mi-aș dori de Moș Crăciun un telefon și niște bomboane. Și la fel, de Moș Nicolae o ciocolată. De ce crezi că Moș Crăciun o să-ți aducă ce-ți dorești? Da. În fiecare an ți-a adus? Da. Și tu ce-ți dorești de Moș Nicolae, în primul rând? Niște dulciuri, fructe și un telefon nou. Și de Moș Crăciun? Da, la fel, niște dulciuri, niște fructe și o jucărie Lego, de care îmi place. Îți dorești un cadou mai mare de Moș Nicolae decât de Moș Crăciun? Da. De ce? Pentru că e mai aproape Moș Nicolae? Da. Crezi că o să-ți aducă moșii ceea ce îți dorești? Da. Întotdeauna ți-au adus? Da. Pe finalul emisiunii vorbim și despre nelipsitele colinde din ajunul sărbătorilor. Mai multe despre regulile fixe pe care le au atât cetele de copii cât și cetele de adulți aflăm în materialul următor. Acum pe final povestiți-ne ce rol au colindele în lumea sărbătorilor. Colindele. Există mai multe forme de colindat. Există colindatul de ceată, există, mai întâi să începem, în Oltenia, ca să fim foarte clari. În Oltenia, colindatul important este al copiilor, al pițărăilor. Se practică în nordul Olteniei, în Gorj și în Mehedinți. În câmpie, de Crăciun, nu se practică această formă de colindat, se practică în prima zi de Crăciun sau în prima zi de anul nou se practică steaua, care este tot o formă de colindat. Numai că diferențele sunt următoarele. Colindatul pițărăilor are la origine texte populare, colindatul cu steaua are la origine texte livrești, da? Scrise de diacon, scrise de preot și așa mai departe. Există în Oltenia și colindatul de ceată, de tineri și de maturi, un colindat care are peste în registrul lui de exprimări literare, să le zicem, între ghilimele, 20, 30, chiar 40 de texte. E o singură zonă, dar care nu este neapărat oltenească, este vorba de țara Loviștei. Acolo se practică colindatul de ceată, colindatul de maturi, care are niște reguli foarte, foarte, foarte clare. De asemenea, să știți, și colindatul pițărăilor, copiilor, are reguli fixe. Se colindă la un moment dat, spațiul trebuie respectat, se colindă la un moment dat la poartă, se intră în curte.
spațiul tradițional este un spațiu concentric. De regulă, pizzerăii, după ce au colindat odată în fața porții, au colindat și la fereastră sau în tindă, după aceea colindatul se face la vatră, pentru că acela este, sau se făcea, acela era spațiul sacru al casei, acolo. Și pizzerăii de care vă vorbeam aveau câte o bâtă de alun, nu întâmplător era de alun, pentru că alunul este un element natural apotropaic, adică protector. Se zice că dacă ai în mână o bâtă de alun, nu te atacă șerpii, da? E protector, alunul, da. Și ei se duceau, intrau la vatră, scormoneau jarul cu bețele de alun. Această scormonire are de asemenea rol fertilizator pentru gospodărie și protector, după care aruncau boabe de grâu. Grâul de asemenea este un simbol al belșugului, se spune că pe bobul de grâu se vede figura lui Isus, de aceea pâinea este sacră pentru toată lumea, nu numai pentru noi. Da. După care ei își primeau darurile, înainte erau vegetale, nuci și colăcei, colindețe sau bolindețe, acum mai primești și bani, pe acolo pe unde se mai practică, da? Și apoi cu bețele cu care ei colindeau se duceau și le înfigeau pe morminte. Foarte interesant. Pentru că în această perioadă sărbătorească se spune că se deschid cerurile. De asemenea, urmează după aceea și alte obiceiuri importante, cum ar fi plugușorul de anul nou, cum ar fi apoi, trecerea dintre ani și ideea de lumină. O să vă gândiți de ce se stinge lumina. Tocmai este o trecere, este un prag, este o liminalitate. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine și nu uitați că pofta de schimbare aduce diferența.